Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu de toate. A doua emisiune din anul 2017. Eu sunt Alex și ea e Crina, ca de obicei. Și astăzi o să avem o invitată foarte specială pentru noi, pentru că este și colega noastră la școala de film și televiziune. Dacă Andreea. Ați auzit de ea. Andreea Angheluță. Da. Bună. Salut. Bună. Ce faci? Bine, am venit la voi. Cu ce ocazie? Să-ți sărbătorești ziua de naștere. Nu. Nu. Ea e pe 5 martie. Da. Nu. Și atunci? 6 iunie. Mamă, voiam eu să spun 6 martie, dar... Tot n-am ghicit. Da. Spune-le celor de acasă cine este Andreea Angheluță. Prezintă-te. Eu uite-te la cameră, că nu ne prezinți nouă, că noi te știm. Eu sunt un copil care... Da, știu că ești copil. Care merge la școală. Faci actorie, canto și altele și cam atât. Îți face părinții de râs? Ba, nu. Nu. Păi, dar numai rockerii își fac părinții de râs, așa că... Rockerii. Rockerițele. Da, la ce școală înveți? 28. Câți ani ai? 12. În a câtea clasă ești? Da, bine, hai că e mult spus să înveți. Da. Ce pasiune îți place mai mult? Adică, mine... Ce îți place mai mult, școala sau muzica? Wow, e greu. Cred că muzica. Da, păi acolo... Așa zice orice copil. Așa zice orice copil. Da, păi la ambele ai note. Pentru la că ambele ai note. Viața mea, fără muzică nu pot trăi. Așa zice orice copil, da? Vezi că e mama aici în platou și te aude. N-ai nimic, știe. Da? Măcar la ambele sunt note. Și fratele tău aici. Da. Hai, Crina, prezintă toată familia Angheluță. Bravo, ție, ești o fată de nota 10. Iar tu ești un băiat de nota. Da, de ce i-a adus pe fratele tău și pe mama ta? Și cum îl cheamă? Pentru că ei au venit cu mine și fratele îl cheamă Gabi. Dar de ce au venit cu tine? N-am venit să facă acasă? E, mai bine vedești noi, lume. Nu? Pur și simplu ar trebui să mă aducă. Da, nu puteai să mergi tu cu autobuzul? Ne. De ce? Ne, că nu putea să ia cheile de acasă. Pentru că e frică de câini. Andreea Angheluță e frică foarte, 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 foarte tare de câini. Dar o frică de aia. Dacă o lingi un câine, ea... Saliva de câine e toxică. Acum două zile am reușit să sperii un câine. Wow, nu cred, așa ceva cu bune. E o treabă câinele pentru ea, să știți. Un pic. Nu un pic. Da, așa. Dacă... Cum ai reușit să-l sperii? Pur și simplu te-ai uitat la el și a fugit. Nu. Când l-am văzut, am țipat atât de tare încât pur și simplu s-a speriat câinele și a început să fugă. Da, dar cum e cu dispozitivul ăla de sperie câine? Ăla care ai venit, că vii mereu cu el. Pur și simplu, scoate un sunet și îndepărtează. Păi da, dar tu nu auzi sunetul ăla, nu? Nu. Deci asta auzeam eu mă aseară. Ce auzeam aseară? Păi sunetul ăla, că bipăitul ăla, are bipăit, nu? Nu știu. Hai să vorbim despre subiectul tău preferat, adică școala. Bun. Îți place vreun băiat de la școală? Nu. Hai, zi-ne drept! Normal că nu-ți place, că dacă ești cam tocilară, zi-ne drept! Nu, niciodată! Nici de la școala de film, deci... Nu-ți place, mă, de mine? Păi, plus cel mai atrăgător băiat din univers. Cum deci de nimeni, de nimeni, din toate părțile lumii. Nu cred că nu e un băiat care să nu-ți placă. Profesor preferat? Profesoară preferată? Artist? Proful de mate? Artist. Să vede după fața ta că ești păcilar. Artist preferat? Artistă? Little Mix. Sau? Dar prezentator preferat? Dacă zic Dan Negru, o să te superi. Bă, frate! Credeam și eu că zice de Măruță, dar acum s-a dus toată... Măruță! Credeai că zic de tine. Da, așa! Mă gândeam 50-50! El mereu își dă aere. Stai liniștită. Parcă prea multe. Dar de ce ești așa speriată? Nu-ți place la noi? Eu speriată? Da. Cum ești de câini? Eu speriată? Ham, suntem câini, ham.
Păi cum? Așa, ha. Nu se sperie, mă, că suntem oameni noi. Poate stă cu microfonul în cap, mai bine stai cu spate, că... Mai spune despre școală. Salută-ți colegii, ai dreptul. Dar să 10 nu zici secunde. Ca cealaltă... Cum aveau dreptul sclavii naziștilor. Dar să nu zici ca cealaltă invitată. Da. Bă, vorbește frumos, bă, despre invitații noștri. Vorbesc. Bună... Da, despre școală nu cred că ar mai fi altceva de vorbit. Păi nu mă, dar zi bună colegilor tăi! Sau unui păi profesor, te mai faci tu cu un 10, pe degeaba. Hai mă, fă-le vrăjelca. Zi. Bună! Cum se desfășoară o zi din viața ta? Crina, dă-te că nu mai fă pe fata aia din cauza căpățânei tale. Deci cum să desfășoară? Din cauza ce? Căpățânei, scufiei, hai, dă-te. Asta înseamnă că te-ai aici! Mă trezesc, văd dacă mai am ceva de repetat pentru la școală. Dacă nu mai ascult muzică sau mai repet sau mai fac asta alte chestii, desen și... Asta e improvizat, ai luat-o de la tine, dă-mi că te-ascult tu mie. Nu, vorbesc serios. Ai, dacă... pleacă, deci te trezești tu la 6 dimineața să asculti muzică. Nu, mă trezesc la 8. Te trezești tu la 8 să-l ascult pe Mozart. Stai. Pleacă de aici acum. N-ascult Mozart, Doamne ferește. Doamne ferește, Doamne ferește. Ea se duce la prânz. Dar de ce, Doamne ferește? Nu-mi place muzica clasică. Adică ascult alt tip de muzică. Deci care e tipul tău de muzică? Între Mozart și Salam, pe cine alegi? Mozart, clar, da. Nu era vorba de Salam. Păi... Sunt doi artiști foarte mari ai lumii. Deci, la câte concursuri ai participat sau sunt prea multe să le numeri? Concursuri de care? Concursul de pompier de cospotine. Hai zi! De Dacia Logan. Mi-ai dat direct la sentiment, dar nu mă supăr chestia asta. Nu știu, sunt mai multe, pentru că am făcut și vreo 4 ani dans și mai sunt și concursurile de la școală. Dar când ai luat primul trofeu atunci la dans, când erai mică, de-ai căzut? De ce are ea o poveste? Povestește-le oamenilor! Ok, aveam 4 ani și am luat primul meu trofeu la dans, mai când m-am apucat. Și pur și simplu eram foarte fericită și mai aveam un pic și intram în casă. Veneam de la concurs și m-am ridicat de piatră și am căzut, adică nu e mare brânză. Și ai plâns? Da, un pic. Păi de-aia ai fața așa desfigurată, că ți-au intrat ciuburile peste tot. Leu! Da. Îmi cer scuze. Nu-i nimic. Sunt obișnuită cu tine. Da. Și cu poveștile tare care... Cred că ar trebui să aflați, dar între Andrei Angheluță și între Alex Besnea este o mare ruptură. Dai ce? Adică ea. Pentru că nu se înțeleg. Unul vrea să fie la Dacia, alta vrea să fie la școală, campioană. Băi, da, să știi că noi doi suntem parteneri de scenă. Știu asta. Hai să vedem un material cu noi doi. Da. Okay. Partener de scenă. Partener? Măi, copile, uite, eu mă amenez la el. Gata, facem cum vrei tu, vorbim ce vrei tu. Mulțumit? Nu, că eu am terminat deja. Alex, uite cum facem. Eu îți pun niște întrebări despre școală și tu răspunzi, bine? Bine. Ok, ce obiect îți place ție cel mai mult la școală? Păi e simplu, chimia. Hello, suntem în clasa 5-a, nu facem chimie. Păi tocmai de-aia. Tu știi unde ajung copiii ăștia ca tine? Leneși, needucați. Stai că-ți mă gândesc. În parlament? Cât aveai atunci? Câți ani aveai? Mamă, deci aveam, ai văzut ce păr aveam? Era un făt frumos, bă, atunci. Dar câți ani aveai atunci? Atunci? Da. Nu știu, cred că aveam vreo cu 10 ani, acum am 11, sunt mai mare. Tu nu câți ani aveai? Am 11. Da. Deci era cu un an normal. Place să faci stand-up comedy? Da. Dar de ce te-ai apucat de cântat? Și m-ai părăsit pe mine partenerul tău. Dacă eu nu te-am părăsit. Fără da, el. Că acum cânti. Am început să cânt pentru că îmi place să fac și asta. Fără da, mă, el. Da, n-ai cum să fii în două locuri, ai înțeles tu? Asta fără zice el. Și mama, dar eu cred că e posibil.
Găsesc o parteneră blondă, frumoasă, mișto. Vii tu la mine. Zic, nu te mai primesc. Stai liniștită, că tot la tine te vine. Haideți să mai întrebăm câteva chestii. Da. Întrebare de baraj. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Cântăreasă. Nu, habar nu am. Profesor de matematică. Vorbim despre asta la ore și habar nu am. Trebuie să aleg dintre 6 meserii. Hai zi, zile pe alea 6 măcar. Cântăreț, arhitect, actor, coregraf, fotograf. Zic eu, din niciuna nu e foarte mulți bani. Baza este tu poți spălător de mașini și o duci viață bună, zic eu. Spălător de mașini, da. Să zic, arhitect, da, nu. Arhitect? Da. Aia zice așa că e mama aici, dar... Ca să nu se supere ea. Da, știi, noi avem câteva tradiții în emisiune. Care tradiții? Da. Da. Provocările. Aici, în plasmă, vor apărea niște provocări și tu va trebui să le alegi. Ba, nu! Ba, da! Bun, deci, spune un banc. A, sigur o alege, pe asta zice o porcărie de aia cu bule și... Hai! Spune un banc, când o melodie aleasă de moderator, răspunde la o întrebare cu accent franțuzesc. Niciuna nu-i mișto. Trebuia să fie toată emisiunea să... Da, acum asta e. Să ne facă masaj. A treia? Cred. A treia. Bă, frate, nu putem zici pe a doua ca să-ți pierdem viața. Să-ți pierzi viața la televizor. Dar de ce vrei? Ce înseamnă romantismul pentru tine? Dar trebuie să zici cu accent francezesc. Hai că asta... Accent francezesc de vas lui nimic. Nu, accent francezesc de la din... Paris. Paris. Crina, dă-te că nu mai văd pe Andreea. Bălei, nu vrei să te duci lângă mine? Nu. Nu. Stau mai bine aici la distanță. Nimic. Păi răspunde-l la întrebare. Romantismul pentru mine nu înseamnă nimic. N-ai zis cu accent francezesc, gata. Ai pierdut, trebuie să alegi alta. Între prima și a doua, gata, s-a dus tot. Între prima și a doua. Ai spus-o bine. Hai, 10 secunde. Hai, Andreea! Hai, Andreea! O aleg eu. Alegi condițiile tu. Mele. Da, alege ea. Hai. Să nu fie manele și nici muzică populară. Dar tu trebuie să alegi. Trandafir de la Moldova, nu-i muzică populară. Ce moderator? E un fel de ce moderator jazz. Alegi? Trebuie să aleagă și Crina. Da, mersi. A ales Crina, da. Ce te vine așa? Ales Crina, da. Crina, dacă nu zici o melodie bună. Hai, mă bag-o pe aia cu Gangnam Style, aia. Aia cu... Refrenul, zine. A Mister Lova Lova. Da, nu refren, că acolo e o melodie. Sincer, nu-mi place Carla Slim și nu știu melodia. Da, nu mă, altul pe toți tatuații de pe pământ. E altul. Care artistul tău preferat? Românesc. Zic care e artistul preferat și apoi ignoră-l. Dar din România nu știu dacă îmi place cineva, doar pe plan mondial. Bag-o pe aia, bagă-l! Să cânte melodia aia de la nazist. De la nazist. Cum este Lova? Bag-o pe aia de la nazist, să-i zic că nu vreau pe aia. Păi da. Să duce emisiunea Crina. Deci, tași din gură! Bine, hai. Deci, Andra și David Bisbal. Știi? Ce melodie? Aia, aia cu... Sau bagă la Chip Trills. Udauciu. Udauciu, na. Udauciu. Hai, mă. Ce melodie studiezi acum la canto? Rockabye. Rockabye cântu pe aia. She works the night. Asta o știu, da. Am ascultat aici. She's gone straight so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on home, no one will come. She's got to save him. Foarte frumos. Dar nu vine și cu subtitlare? Subtitlare. Cred că ție îți trebuie subtitlare. Să știi. Hai, deci nu vine cu chestia pe care eu nu mai vreau să o pronunț, că sigur nu o pronunț bine. Nu.
Păi dar tu nu știi engleză? Păi da. Păi dar atunci subtitlează. Subtitlează. Știi toată melodia Ride the Bike? Hai să ne cânti altceva. Ce altceva. Dar ce o să ne cânti? Ce altceva să cânte că a cântat? Melodia ei care o să ne cânte. Că cântă melodia. Pe care o să ne cânte. Așa, Zombie de la The Cranberries. Cranberries. Aplauze. Cranberries. Cranberries. Andrei Angheluță, Zombie. Adică e unul. Urați succes! Andreea Angheluță. Ai cântat foarte frumos, da. Bravo, foarte frumos. Și acum
Haideți să ne ducem la o rubrică. Mi-a place foarte mult. Nu ai voie să folosești negația. În care n-ai voie să folosești negația. Asta, adică înseamnă să nu spui nu. Dacă noi te întrebăm, tu ai ochii verzi și tu nu ai voie să spui nu, eu n-am ochii verzi. Ai înțeles? Ok. E așa, să crezi că înțeles. Sper să fie de asta să-ți spun. Noi vom pune ce întrebări vrem și dacă zici nu la una dintre ele, te vom pune să faci o provocare. Dacă zici la 3, nu? 3 provocări. E grav. Dacă sunt puse de Crina, nu chiar de grav. Dacă sunt puse de mine, mai bine fugi. Ce băiat îți place? Bun. Păi stai, mă, că... Da, pe cine ai mințit ultima oară? Pe mama? Când? Ieri? Ce ai zis? Ce ai făcut? O cameră pe mama. O cameră pe mama, să vedem ce reacție are. Ieri, cred. Ce? M-am certat cu fratele meu și i-am zis că n-am făcut nu știu ce. Bine, acum mama crede că eu am făcut chiar tot din ce a zis fratele meu. N-am făcut chiar tot, dar... Cel puțin ne-am certat. De 99%? Nu, chiar 99%. Bun, dar de ce băiat îți place? N-ai cum să zici, nu că... De nimeni! Ai zis nu! Părâscul tău, Crina! Da. Eu... Am zis nu, am zis de nimeni. Nimeni e o negație. Da, așa că eu aleg. E un animal foarte feroce, ai grijă. Eu? Hai, Crina, hai. Da. Te provoc să faci Crina ca un câine. Crina nu-și mai face freza în emisiune. Nu. Ce? Ai, mă. Ce? Bine, ham. Ce te-a pro... Nu ham, cum fac eu? Ham. Nu pot. Nu poți? Da, vine altă provocare. Da, nu poți, vine altă provocare. Ai, ham. Da, nu faci așa, câine. Ham, ham, ham. Auzi tu vreun câine pe strada care face ham, ham, ham? Eu aud doar câini. Am o idee. Pentru 2 minute să fii tu moderatoarea și noi invitații. Da. Ok. Începem? Da. 3, 2, 1, da. Crina, de ce băiatul îți place? Că văd că întrebarea asta o repetați voi obsesiv. Noi avem fetișe. De nimeni. Și accept provocarea. De nimeni. Nu e bine de nimeni, nu. Sigur nu se poate. Alex, de ce fată îți place? Ai. Eu n-am niciun secret. Mi-a plăcut de o fată la grădiniță, dar am fost prea urât și... Îmi vorbesc acum, nu de acum două zile. Nu, de acum. A, pe mine. Nu, azi, nu de acum două zile. M-am îndrăgostit de un câine. Nu, mă, de ce fată? De ce fată îți place? Nu de ce câine îți place? O fată foarte drăguță. Îi zice Xbox 360. Foarte ok, tipul. Mă, de ce fată îți place? Nu-mi place, mă, de Crina, nimeni. Eu mă preocup. Putem să ne înțelegem. Și acum, așa cum o să mint, eu mă preocup în totalitate de școală. Da. Ok. Altă. Hai, doamna moderatoare de emisiuni. Au trecut 2 minute. N-au trecut. Pe ceas. La și 51. Îi devezi 50 și 19 secunde. 22, 23. Haide, trece timpul! Paza, paza, dați moderatorul afară! Paza, paza! Hamoj! Vezi ce greu e să fii moderator? Vezi? Voi aveți antrenament! Ei, da, da, crezi că antrenament crezi de 7 emisiuni! Crezi că ne-a întrebat și crezi că ne-a antrenat cineva? Eu fac zilei așa, fa așa! Nu, noi din propria imitație! Ok, cât ai vorbit tu, Crina, au trecut 2 minute. Hai să trecem mai departe. Da, nu, nu, stai! 5, 4, 3, 2, 1... Gata, acum au trecut 2 minute. Da, foarte bine. Care e ultima notă proastă pe care ai luat-o la școală? Și acum ați vezi. Un 9 în teza la română, singurul 9 de anul ăsta. Cea mai mică notă din toți anii de la școală. Da, cea mai mică notă mea e 9. Bă! E imposibil. N-are cum, n-are cum. Da! Și acum avem material cu camera ascunsă cu catalogul. Nu, gluiesc. Nu, că nu mă speriam de asta, dar am un 9 în teză la română și nu-mi place de el. Vrei să o sunăm pe doamna profesoară? Da. Da. Ajută-o în telefon. Vă-l aduc? Băi... A, nu, stai. Mama, un telefon! Un telefon! Pala, un telefon! Hei, Boghi, un telefon! N-ai. Și un calmant pentru Crina, vă rog, o aspirină dacă se poate. Sincer, îi trebuie. Da. Mie? Cum să-mi trebuiască? Mie. Hai, mă, zici tu, hai, următoarea întrebare. Că am vorbit eu până acum, zici tu ceva ca să pot.
Câți ani ai? Gluiesc! Nu, nu, nu. Te-ai dat vreodată cu rimel, cu machiaj, cu blush, cu de toate? Da, cu roj. Da, când am cântat zombie la spectacole, da, și când făceam dans, trebuia să ne machiem. Când te-ai făcut de râs ultima oară și cum? Săptămâna trecută, într-o oră de matematică, când m-am ridicat să-mi iau trusa de geometrie de pe jos și pur și simplu am căzut din picioare. Eu vineri, de exemplu, am vrut să mă așez pe scaun, nu știu cum mi-a alunecat scaunul, că direct picioarele în sus. Eu odată la școala de film, când eram la canto și mă jucam, era acolo ai un scaun. Ai povestit-o pe asta ba deja? Nu, ba nu! Dar tu ai o singură poveste pe care o povestești toată Birihaji. M-am împiedicat de un picior de la scaun și... Ba nu! Să nu trebuie să atunci când țipă. Băiatul ăla care nu mai știu, pe care nu mai știu cum îl cheamă, a rupt scaunul. Oh, mai ții minte? Care băiat? Ăla mă, de... Hai că am uitat amândoi, suntem bătrâni deja. La o să... Radian? Nu mă, altul. Lasă că nu cunosc telespectatorii. În fine. Alea. Următoarea îți mulțumim mult că ai venit la noi. Ne-ai făcut o mare plăcere. O mare, era să zic mulțumim, nu știu de ce. Păi dacă tu vrei să fii moderatoare, ți-ai revenit în mână. Ți-ai revenit. Paza, dați-o în emisiune pe moderatoare. Dați-o afară din emisiune pe moderatoare. Vă mulțumim foarte mult. Da, că ne-ați urmărit și poți să salut pe cineva. Da. Nu din sală. Pe Cătel, pe Purcel, pe vecini. Da, da, ai zis asta, da. Aceleași replici ca data trecută. Ești foarte învechită, Crina, să știi. Și tu? Zic, eu nu, eu mi le reabdatez în fiecare zi, la ora 8 seara. Hai zi, hai. Salută pe cineva. Bună toată lumea. Bună toată lumea, da. Toată lumea nu este cineva. Fratele, tatăl, vecinul, colegul tău de bancă. Urechea ta. Colegul tău de bancă, salută. N-am coleg de bancă. Băi, numai tot ce l-are stau singur în bancă ca să aibă loc pentru toate cărțile, înțelegi? Pentru cele trei ghiozdane ale lor. Deocamdată am doar două. Mai urmează al treilea. Asta e. Bună, mami! Emisiunea noastră este un pamflet. Noi ne-am distrat, încă ne distrăm în continuare. Foarte mult ne distrăm. Dar, din păcate, noi acum trebuie să încheiem. Și acum o să înceapă Crina să urle pe aici, cum face de fiecare dată. Nu. Deci noi o să ne vedem iarăși în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 7 pe seara, pe Vox TV, și puteți ne vedea și pe internet pe www.voxtvregional.ro. Și nu uitați să vă uitați la cu de toate. Pa, pa, pa. Pa, Bogi, urează-ne succes. Mai urează-mi succes la clocitul la valierelor. Gata. Mamă, îmi pare așa rău, frate, că mâine ne ducem la șopoi mine. Ca.